Ați fost convocați pentru ședința ordinară de astăzi prin dispoziția primarului numărul 65 din 25 ianuarie. Sunt prezenți 14 consilieri locali din cei 15 în funcție. Lipsește domnul Ceangău, care nu a anunțat motivul pentru care lipsește. Ședința se poate desfășura în condiții normale. Supun la vot procesul verbal al ședinței anterioare. Dacă sunt discuții asupra procesului verbal anterior, dacă nu, cine este pentru? Se abține cineva? Mulțumesc. Rog pe domnul președinte să preia conducerea. Vreau să spun ceva legat de procesele verbale. Am adus la cunoștință, vă rog frumos, și pe ședința pe comisii să se verifice site-ul primăriei și să apară toate procesele verbale care sunt cu hotărâri de consiliu, cel puțin din 2020, de când suntem noi consilieri, să apară înapoi pe site-ul primăriei. Nu știu cine își poate permite să scoată procesele verbale după site-ul primăriei. Da. Și hotărâri sunt scoase. Am înțeles, doamna Cuțan, vă rog. Bună ziua tuturor! Astăzi, pe ordinea de zi a celei de a 62-a ședințe din cel de-al 8-lea mandat al Consiliului Local, avem un număr de 19 puncte, din care punctul 7 a fost retras, iar pe lista de suplimentări mai aveam un număr de 4 proiecte. Supun la vot ordinea de zi pentru cele 18 puncte rămase. Cine este pentru? Mulțumesc, împotriva, abțineri nu sunt. Și pentru cele 4 proiecte de pe ordinea de suplimentare? Cine este pentru? Mulțumesc, împotriva, abțineri nu sunt. La punctul numărul 1 avem proiect de hotărâre pentru aprobarea conturilor de execuție ale bugetului consolidat al Unității Administrativ-Teritoriale Oraș Slănic Moldova la data de 31 decembrie 2023. Inițiator primarul orașului Slănic Moldova. Dacă îmi permiteți să vă spun bună ziua și vă mulțumesc pentru participarea la această ședință. Am discutat foarte multe detalii în comisie și nu este cazul să intervin aici. Dacă mai sunt alte discuții vis-a-vis de punctul numărul 1, dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Unanimitate. Împotrivă, abțineri nu sunt. Mulțumesc. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind îndreptarea unor erori materiale cuprinse în hotărârea Consiliului Local numărul 156 din 2023 pentru stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2024. Inițiator primarul orașului Slănic Moldova. Dacă sunt discuții vis-a-vis de cele discutate în comisii, dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă, abțineri nu sunt. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării cu titlul gratuit a dreptului de uz și servitute în favoarea SC Delgaz Grid ESA Târgu Mureș pentru terenul aferent realizării lucrărilor de investiții, extindere rețelei electrice de distribuție publică 20 kV în vederea acordării a 4 locuințe tip bungalow, spațiu recreere din strada Nicolae Bălcescu, numărul 89, județul Bacău. Inițiator primarul orașului Slănic Moldova. Dacă îmi permiteți, pentru cei care urmăresc materialul filmat, este vorba de o rețea de 20 de kV subterană prin cablu care pornește de pe strada Primăverii, urcă la pensiunea Poiana Verde în spate, la cuburi acolo, pentru că volumul de investiții care se desfășoară acolo necesită o putere instalată mult mai mare. Așa cum și în anii precedenți s-au mai instalat încă două posturi de transformare, acest post de transformare va aduce un plus atât pentru dezvoltarea zonei, dar va îmbunătăți calitatea și pentru cei care rămân pe postul de transformare de la familia Catrin Țașu de acolo. Da, vă mulțumesc pentru precizări. Dacă mai sunt alte discuții la punctul 3, supun la vot. Dacă nu, cine este pentru? Mulțumesc. Împotriva, abțineri nu sunt. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea indexării indicului mediu al prețurilor de consum aferent anului 2023 față de media anului 2022 cu aplicabilitate în anul 2024 pentru contractele de concesionare și închiriere. Inițiator primarul orașului Slănic Moldova. După cum știți, în fiecare an indexăm taxele de concesiune și de închiriere și indicele de consum este referința cu care facem acest lucru. Dacă doriți alte completări, adăugiri, dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă, abțineri nu sunt.
Punctul numărul 5, proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului de închiriere al vehiculului utilitar de lucru tip quadriciclu Segway Fullman UT10E de către Serviciul Public de Salubrizare din subordinea Consiliului Local al orașului Slănic Moldova. Inițiator primar orașului Slănic Moldova. Sunt situații în care acest utilaj este necesar la pârtia de schi. Nu ne propunem să-l închiriem la persoane fizice sau la firme în afara primăriei, ci doar să reglementăm prețul la care se va face această închiriere, care este acoperitor vis-a-vis de carburant și de reparații și alte amortizări, ce alte costuri sunt pe care le are acest utilaj. Da, mulțumesc pentru precizări. Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri nu sunt. Mulțumesc în unanimitate. Punctul 6. Proiect de hotărâre privind atestarea în domeniul privat al orașului Slănic Moldova a unui bun imobil. Inițiator, primarul orașului Slănic Moldova. Dacă nu sunt alte discuții față de cele discutate în comisii, supun la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă, abțineri nu. Unanimitate. Punctul 7 a fost retras. Punctul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea temei de proiectare pentru realizarea proiectului reabilitarea, modernizarea și dotarea unui centru comunitar integrat în orașul Slănic Moldova. Inițiator, primarul orașului Slănic Moldova. Dacă îmi permiteți să fac o precizare, aici este vorba de centru comunitar integrat pe care noi îl propunem în clădirea școlii numărul 4 de pe strada, intersecție strada Bălcescu cu strada Sărăriei. Am semnat contractul în decembrie și ne propunem acolo să îndeplinim toate condițiile pentru a putea face asistență socială, dar și medicală pentru cetățenii noștri și nu numai. În sensul acesta sperăm ca foarte curând să putem finaliza proiectul tehnic și să scoatem la licitație lucrarea. Finanțarea este de aproximativ 750.000 de roni și, bineînțeles, toată dotarea necesară va fi achitată de Ministerul Sănătății și vom avea dotări pentru a putea face și asistență socială, dar și asistență medicală. Mulțumesc pentru precizări. Dacă mai doriți să faceți alte completări sau alte. Dacă nu, supun la vot. Punctul numărul 8. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă, abțineri nu sunt. Punctul numărul 9. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe imobilul clădirei inhalator situat în Slănic Moldova, Aleea Racoviță numărul 2, fostă Nicolae Bălcescu, proprietatea Secerum Trust în Bau SRL Bacău, ca urmare a constatării stării de clădire neîngrijită. Inițiator, primarul orașului Slănic Moldova. Dacă îmi permiteți aici să fac o precizare, de la 9 la 18 sunt propuneri de supraimpozitare dată de situația că nu și-au îndeplinit condițiile de refacere așa cum au fost notificați. Avem, de fapt, o continuitate în acest sens, pentru că din 2017 încercăm să constrângem cumva, să convingem, prin anumite decizii acești proprietari de clădiri să le întrețină, să nu fie o rușine pentru stațiunea noastră. Respectiv, la solicitarea consilierilor PNL în principal și după discuțiile pe care le-am avut cu întreprinzătorii, în perioada următoare o să vin în fața dumneavoastră cu un nou regulament privind coeficiențe de impozitare, pentru că sunt anumite clădiri care nu ar trebui impozitate atât de mult, cu 500%, dar noi avem de la 100% acum la 500%, avem reglementat asta, doar că, spre exemplu, o igienizare simplă nu scade impozitul respectiv. Vrem ca orice lucru pe care îl face proprietarul de clădire și ne dă un semn că vrea să îmbunătățească construcția, să putem reduce chiar și 50% dacă este nevoie, adică 450%, 300%. Vom face un regulament mult mai detaliat, dar la momentul acesta toate propunerile sunt pe regulamentul în funcție. Am chemat reprezentanții Comisiei de
supraimpozitare, avem o comisie de supraimpozitare la primărie și cu fotografii, cu toate documentele necesare, în așa fel încât să respectăm legea, bineînțeles, și să încercăm să convingem cumva proprietarii să le renoveze și avem și succes în sensul în care anumite terenuri i-am notificat într-o lună, în două au venit și le-au făcut, dar avem și asemenea situații. Nu o să mai intervin până la 18 pentru că nu este cazul. Da, mulțumesc. Aici aș dori și eu să fac un scurt punct de vedere. De fapt, am făcut și amendamentul scris în baza căruia am solicitat modificarea normelor în baza cărora se face punctajul acela. Am considerat că nu este corect, adică am constatat că prin formula de calcul imediat se ajunge la trecerea punctajului de 50 de puncte până la 100 și automat majorarea cu 500%, ceea ce nu este corect să punem egal între cum arată o clădire gen fostul complex Cerdact și o clădire cum este acum inhalatorul sau care mai sunt puse la același procent de impozitare. Am avut acordul colegilor, urmează să decideți și dumneavoastră prin vot și modificarea regulamentului, pentru că nu putem pentru anul trecut să modificăm. Domnul Anton Stelian mi-a spus că nu poate să modifice baza de așa, pentru că e făcut în baza regulamentului și indicatorilor vechi. Și automat... Da. Ce votăm astăzi? Nu, votăm pentru anul trecut. Ce votăm astăzi nu mai putem modifica, pentru că cheia pe care, tabloul pe care s-a făcut supraevaluarea a fost acela pe care l-am votat acum nu știu câți ani în urmă. Da. La momentul acesta ne propunem asta. Nu e chestia, domnul Berone, nu e chestia de dat public. Dacă ați făcut un amendament, arătați-l dumneavoastră. De mult ca să aibă efect. Mai ați făcut dumneavoastră alt amendament și nu știm? Eu știu situația asta foarte bine. Eu v-am spus ceea ce am putut să fac în calitate de consilier. Atât am putut, atât am făcut. Dacă nu sunteți de acord, votați și asta e. Nici eu nu sunt de acord. Așa și ca și completare am spus, am solicitat de asemenea și identificarea tuturor ceea ce spunea și colega Buțan, tuturor terenurilor și clădirilor, ca să nu fie semne de întrebare sau de dubiu, că suspiciune. Mulțumesc, da. Atât. Dacă mai doriți să... Spre exemplu, acum 2 ani de zile sau 3 ani, când am venit la dumneavoastră și am vrut să supraimpozităm și persoanele fizice de pe Valea Stănicului, dumneavoastră nu ați fost de acord. Respectiv, la momentul acesta nu am reluat acest proces, cu toate că sunt anumite clădiri la strada principală, în principal, care ar merita o atenție și la supraimpozitare, pentru că nu își întrețin și turiștii noștri când vin nu închid ochii când trec pe Valea Slănicului. Respectiv, ne interesează și cum arată zona aceasta. Deocamdată este doar o continuare a procesului pe care l-am pornit anul trecut. Toți acești vizați au fost notificați de la începutul anului trecut și au avut termen până la sfârșitul anului trecut să își repare, să își renoveze. Nu ne-au comunicat că au îndeplinit această condiție. Noi am făcut în decembrie, comisia a fost din nou în teren, în decembrie, chiar când au fost din fotografii, se vede că nu era zăpadă, adică nu se poate... nu există dubii, că poate dacă ar fi nins putea să nu se vadă anumite aspecte. Respectiv, noi avem încredere la momentul acesta în comisia de evaluare care s-a deplasat în teren și a făcut constatarea și a adus fotografiile și le-am pus la dosar. Da, mulțumesc. Dacă mai doriți alt, nu? Supun la vot punctul numărul 9. Cine este pentru? Deci, dacă vă răspund, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. Cine este împotrivă? Și se abțin ceilalți. Abțineri? Ați consemnat, da? Da, mulțumesc. Așteptăm în regulament să luăm mai puțin. Până la urmă, ideea este să avem clădiri. Da, da, nu mai putem retro. Pentru că este o inechitate, cum a zis dumneavoastră. De ce să fim la fel toți? Da, punctul 10. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe
pe imobilul Clădire Popicărie, situat în Slănic Moldova, Aleea Racoviță, numărul 4, fostă Nicolae Bălcescu. Proprietatea SC Rom Trust în Bau, SRL Bacău, ca urmare a constatării stării de clădire neîngrijită. Inițiator primarul orașului Slănic Moldova. Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Domnul Meșterca? Nu. Pentru, da? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Punctul 11. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe clădirea... Pe teren. Pe imobilul clădirii. Pe imobilul clădire complex Racoviță, situat în Slănic Moldova, strada Aleea Racoviță, numărul 6, fostă Nicolae Bălcescu, proprietatea SC Rom Trust în Bau, SRL Bacău, ca urmare a constatării stării de clădire neîngrijită. Inițiator primarul orașului Slănic Moldova. Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 5. Mulțumesc. Punctul 12. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe terenul situat în Slănic Moldova, strada Aleea Racoviță, fostă Nicolae Bălcescu, proprietatea SC Rom Trust în Bau, SRL Slănic Moldova, ca urmare a constatării stării de teren neîngrijit. Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Nu. Abțineri? 5. Mulțumesc. Punctul 13. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe terenul situat în Slănic Moldova, strada Mihalache Spiridon, numărul 55, proprietatea State Anatolie, ca urmare a constatării stării de teren neîngrijit. Inițiator primarul orașului Slănic Moldova. Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? La fel. Mulțumesc. Punctul 14. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pentru imobile, teren și clădire situate în Slănic Moldova, strada Mihai Eminescu, numărul 1, proprietatea RAPPS București, SRP Sinaia, ca urmare a constatării stării de teren și clădire neîngrijite. Inițiator primarul orașului Slănic Moldova. Cine este pentru? Nu. Împotrivă? Nu. Abțineri? 5. Mulțumesc. Punctul 15. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pentru imobile, teren și clădire situate în Slănic Moldova, strada Nemira, numărul 31, fostă Nicolae Bălcescu, numărul 46, proprietatea SC Șarafiapar, SRL Cluj-Napoca. Inițiator primarul orașului Slănic Moldova. Supun la vot. Cine este pentru? Nu. Mulțumesc. Împotrivă? Nu. Abțineri? 5. Punctul 16. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pentru imobilul clădire situat în Slănic Moldova, strada Mihai Eminescu, numărul 20, proprietatea domnilor Popescu Traian, Popescu Zanfira și Popescu Mihai, inițiator primarul orașului Slănic Moldova. Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 5. Mulțumesc. Punctul 17. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pentru imobilul clădire situat în Slănic Moldova, strada Nemira, numărul 8, proprietatea domnului Popa Vasile, inițiator primarul orașului Slănic Moldova. Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? La fel. Punctul 18. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pentru imobilul clădire situat în Slănic Moldova, strada Nemira, numărul 14, proprietatea SC Entertainment SRL Bacău, inițiator primarul orașului Slănic Moldova. Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Da. Ai votat pentru? Da. Da, nu, dacă... Nu, pot relua. A fost un motiv din atenție. Vreau să întreb ceva, da. Nu. Vreau să întreb okay, ceva, sub... că v-am văzut pe dumneavoastră acolo. Aveți cheia și intrați acolo la proprietățile astea. Nu. Greșeală. E o greșeală. Da. Confirm că e greșeală. Okay. Supun la vot. Cine este pentru? S-a votat, dar era să nu fie confuzia cu votul doamna. Da, mulțumesc. Atunci... Da. Cine se abține? Deci votul e legal. Cine se abține? Da, abține. Nici o problemă, lăsați oricum. Da. Dacă îmi permiteți, și la... dacă îmi permiteți până la punctul 19, că nu are legătură cu asta. Da, este o dreptate pe care le-o dăm celor care își întrețin clădirile când sunt notificați,
față de cei care ignoră notificările noastre. Mi se pare o atitudine nu foarte atașată de Stănii Moldova, să nu fiți de acord să constrângem cumva acești proprietari să le amenajeze într-o formă. Și vă rog să vă implicați în noul regulament, pentru că chiar vreau să facem în așa fel încât nici să-l supraimpozităm atât de puternic, dar nici să lăsăm lucrurile așa cum sunt, pentru că urmează, da, o să fie în dezbatere publică. Urmează, dacă ne uităm la blocuri, unele dintre ele ajung în zona de acoperișe ruginite și altele, și atunci trebuie să facem cumva să-i notificăm prietenos. Bun, trebuie să punem proiecte, dar dacă nu avem asociații de proprietari, adică nu suntem... Este asociație de locuitori. Este una singură, Cetina, un bloc. Ce spune că nu este? Dar din nefericire, cei care au aceste blocuri părăginite nu au asociații, la asta mă refeream. Dar nu înseamnă că lucrurile... Cei care au acoperit nu au avut asociații. Bun, foarte bine că le-au acoperit. Nu avem probleme. Păi acordăm sprijin acolo unde putem, doamna consilieră. Pe tocmai de aceea, dumneavoastră, mă scuzați, a spus că nu suntem de acord, că nu susținem stațiunea. Nu este adevărat. Tocmai ați recunoscut mai devreme că nu i-am supraimpozitat corect. Ba da, i-am supraimpozitat conform, doamna Tudoreanu. I-am supraimpozitat pe baza unui regulament corect. Inechitate. Da. Păi la ăla care are... să spunem, o degradare mai mică față de altul care unde este degradat mult mai mult, de ce să luați și acele 500%? Am luat. De asta am și solicitat modificarea. Atunci ne-ați dat, noi n-am asumat acest. Domnul președinte, noi votăm impozitarea de 500%. Corect, pentru anul trecut sunt și cu 200%. Nu, sunt și cu 200%. Indulgența, nu negocierea, domnul, care va fi ulterioară. Nu, dar nu exista o altă posibilitate, domnul coleg. Da. Nu există alte posibilități. Deci, pentru domne... că ați vrut să facilitați investitorii și cei care au clădiri neîngrijite, trebuia să veniți cu amendamentul de... Dar de cine ați venit dumneavoastră? Că aveți aceeași... din potrivă, aveți mai multă experiență în administrația publică. Deci, domnilor consilieri, nu duceți în eroare. Nu toate impozitările sunt de 500... Impozităm 500%. Nu înseamnă că n-ați citit. Da. Nu sunt. Sunt și cu 200% și cu 300% și cu 400% și cu 500% la momentul acesta. Dacă vreți să dați bine pe funcție de punctaj, da. Da. Dar nu zis nu. Este materialul acolo. Nu. Domnul Anton mi-a spus clar că nu se poate face o nouă evaluare, pentru că indicatorii erau aprobați. Exact. Da, mulțumim. La punctul 19 avem prezentarea petiției formulate de... Da, vă rog. La punctul 19 avem prezentarea petiției formulate de SC Digital Media prin SRL Bacău. Aici, dacă... Noi... E prezentată, dacă doriți. Da, avem o rugăminte dacă domnul consilier Forcoș să ne prezinte un pic această informare. Să audă și cetățenii ce se întâmplă cu această informare în urma procesului. Păi ce să fie dispus aici? A fost un litigiu. A fost o stare litigioasă cu această firmă. Ne-am judecat cu dumnealor pentru hotărârea 57/2021, prin care au fost s-a declarat de interes public clădirea cazinoului, complexului cazino. Dumnealor nu au fost mulțumiți de prevederile hotărârii, lucrările de reabilitare a acestei clădiri, nu au fost mulțumiți de hotărârea Consiliului, care au atacat-o la Tribunalul Bacău, la secția de contencios administrativ. Acolo au avut câștig de cauză, dar în recursul formulat s-a respins acțiunea recursul dumneavoastră. Formulat de OAT. Recursul formulat de OAT, da. S-a respins până la urmă acțiunea lor și a fost menținută hotărârea Consiliului Local. Pe care, de consecință, tot ceea ce ați aprobat dumneavoastră a rămas în vigoare, dar ulterior ei au revenit cu această petiție în care au pretenția ca notările din cartea funciară care s-au făcut, așa, să fie modificate.
în sensul că trebuie să fie eliminate din mențiunile de acolo acea precizare care arată că s-a făcut notarea în vederea exproprierii. Pe dumneavoastră ne mulțumește această precizare în vederea exproprierii. Și mai departe, cum apreciați dumneavoastră, așa o să... Respectiv, ca să, deci fie treaba, să fie treaba înțeleasă. Noi am câștigat procesul că această clădire este de utilitate publică și rămâne în cartea funciară notată de utilitate publică. Doar că motivul pentru care noi am notificat în vederea exproprierii, pentru că așa suna hotărârea de Consiliul Local, o să dumnealor au cerut să-l scoatem. Astăzi dumneavoastră aflați despre această solicitare și dacă o să fie nevoie să scoatem acest lucru sau nu, o să discutăm la ședințele următoare. Da? Da, mulțumesc. Acest punct nu este supus votului. Informal. Da. Pe lista de suplimentări, punctul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului anual privind acțiunile sau lucrările de interes local pentru repartizarea orilor de muncă ce se vor efectua de beneficiarii legii 196/2016 privind venitul minim de incluziune pentru anul 2024. Dacă sunt precizări sau alte discuții? Lucrările pe care le fac cei care sunt la muncă în folosul comunității, apare un singur punct față de anul trecut. Conform legii, noi putem să le dăm, nu suntem obligați, dar putem să le dăm posibilitatea să facă o muncă și conformă cu calificările pe care el le are. Respectiv, am introdus punctul 13 în care am spus și alte lucrări conform calificărilor pe care le au persoanele respective. Da, mulțumesc. Dacă mai doriți alte precizări, dacă nu, supun la vot, cine este pentru? Unanimitate. Împotriva, abțineri, nu. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind participarea OAT Oraș Slănic Moldova la apelul de proiecte cu titlul Finanțarea bibliotecilor din județul Bacău pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a componentelor digitale și dotarea cu echipamente IT din cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență, pilonul 2, componenta C7, transformare digitală, investiția 117, scheme de finanțare pentru biblioteci pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a componentelor competențelor digitale, aprobarea proiectului finanțarea bibliotecilor din județul Bacău pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale și dotarea cu echipamente IT și aprobarea acordului de parteneriat al proiectului. Dacă îmi permiteți să clarificăm puțin lucrurile pentru cei care urmăresc materialul. Noi nu am fost eligibili să apelăm direct la PNRR pentru finanțarea aceasta. A aplicat Consiliul Județean. Respectiv, noi am făcut comunicare cu Consiliul Județean. Acum, acest punct prevede participarea în acest proiect și acordul de parteneriat cu Consiliul Județean, care va reglementa în ce condiții primim banii, dacă le cumpără dumnealor, dacă le cumpărăm noi, pentru digitalizare. Noi considerăm că este util și este în sensul în care se dezvoltă localitățile și se dezvoltă și cerințele, pentru că astăzi, fără o bibliotecă unde să ai calculatoare, să ai toată baza asta de documentare, nu putem să discutăm. Noi acum avem 4 calculatoare acolo. Nu, dar sunt și anumite lucruri de digitalizare, să introducem toate... Da, de la scanner, de la... Da, scanner, ce sunt, adică e benefică digitalizarea... Și este necesară. Adică, da. Da, mulțumesc. Dacă nu sunt alte discuții, supun la vot punctul numărul 2. Cine este pentru? Unanimitate. Mulțumesc. Împotriva, abțineri, nu. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării cererii de finanțare pentru realizarea investiției, reabilitare, extindere și modernizare sistem de canalizare, stații de epurare și canalizare pluvială în orașul Slănic Moldova, județul Bacău. În programul de finanțare lansat prin Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, componenta 1, managementul apei, investiția 1, extinderea sistemelor de apă și canalizare în aglomerări mai mari de 2000 de locuitori echivalenți, prioritizate prin planul accelerat de conformare cu directivele europene. Ca să clarificăm puțin lucrurile, aici noi am depus pe Angel Salini o cerere de finanțare pentru canalizarea din toată localitatea, incluzând zonele unde este canalizare să le refacem,
racordurile de la blocuri și altele care sunt avariate și zonele unde nu există canalizare. La acest moment, solicitarea noastră este în așteptare la Anghel Sanin. Știți că am primit banii pentru apă, 32 de milioane de ron. La Anghel Sanin cerusem 87 de milioane de ron pentru canalizare. Acum, PNRR-ul oferă posibilitatea să extindem rețeaua de canalizare și noi rămânem cu Cerdac Cireșoaia, stația de epurare și refacerile pe Anghel Salini și mutăm zona de camping și anumite străzi din stațiune, pentru că finanțarea prevede exclusiv Slănicu, până la Sărărie inclusiv, pe vale, să facem canalizare și să o ducem la, să extindem canalizarea și să o aducem la canalizarea existentă, respectiv la stația de epurare pe care o avem. Exclus să abandonăm prioritatea de a face canalizare, pentru că fără canalizare nu putem să discutăm de o localitate cu asfalt și nu putem discuta de o localitate oraș. Până la urmă am pierdut atâția ani, nu din cauza deciziilor pe care noi le-am luat, dumneavoastră și eu, ci pentru că în 2008, când s-a hotărât să nu fim acționari la CRAB, am fost tăiați de la toate investiții. Din această cauză, comune, mai mici decât noi, orașe nu mai spun, municipii, au deja rezolvată problema și noi încă ne chinuim să rezolvăm această problemă. Este o durere a mea personală și vă transmit și dumneavoastră, le spun și cetățenilor, dar facem maximul cât putem face. Sunt foarte mulți bani, aproape 20 de milioane de euro. Nu este o glumă să obții finanțări de dimensiunea aceasta. Am obținut 6,5 pentru apă, aproximativ milioane de euro. Proiectul tehnic este aproape gata și vestea bună este, apropo, că mi-am amintit, că toate drumurile petroliere au revenit la primărie, avem hotărâre judecătorească definitivă și acestea vor fi prinse cu utilitățile respective, apă și canal, în așa fel încât să poată beneficia și acești cetățeni. Este o informare importantă că în sfârșit am reușit, după 5 ani de procese, să rezolvăm această problemă într-un final, aș zice, amiabil, pentru că au convenit și OMV-ul să achesăm cu toți, adică să, practic, să ne înțelegem înainte de asta. Vă mulțumesc. Da, mulțumesc și eu. Dacă nu sunt alte discuții, supun la vot punctul numărul 3. Cine este pentru? Unanimitate. Împotriva abținerea, nu. Și punctul 4, proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și personal contractual din aparatul de specialitate al primarului și pentru serviciile publice din subordinea Consiliului Local. Eu mă abțin la acest punct. Nu votați. Nu votați. Nu vote. Nu votați. Și eu. Da. Dacă nu sunt alte discuții, supun la vot. Cine este pentru? Trebuie scurt. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Trebuie scurt că să retrag 3. 6. Dacă nu au voie, mai este 8. Da, deci este majoritatea absolută. Nu face retragere la quorum. Cei care se retrag nu intră în calcul la quorum. Da, și atunci nu se mai se votează cu majoritatea absolută, care înseamnă jumătate plus 1 din numărul consilierilor locali în cu drept funcție. De vot. În funcție. Da. Majoritatea. În funcție, da. 8. Deci pentru avem 7 la 4. Împotrivă? Abțineri? Acum vedem. 5 abțineri. 4 pentru că doamna Vărța nu votează. Da. 3, 3 nu votează. Păi nu. 1, 2, 3. Deci din 14, 11 votează. 4 sunt, se abțin. Din 11, 3 nu votează. Din 14, 11 votează. 4 se abțin. 7 sunt pentru. Da, corect. Da, asta e corect. Deci am... În funcție, doamne. Prezent, da. Bun. Și ca să treacă bugetul unde se... Trebuie să fie 7. O, da, asta am spus. Înseamnă că nu trece. Da, mulțumesc. Declar ședința închisă.